cunoscut, eu am simțit iubito a ta privire. Când te-am cunoscut, ce s-a întâmplat doar inima mea știe. Azi văd în ochii tăi lacrimă de dor și fericire. Numai tu ești icoana dragostei divine. Azi văd în ochii tăi lacrimă de dor și fericire. Numai tu ești icoana dragostei divine. Eu îți șoptesc că te iubesc, un trandafir în taină-ți dăruiesc, iubita mea, și pe petale un sărut. Frumoasă, te iubesc atât de mult. Când te-am cunoscut, tu mi-ai schimbat, iubito, viața toată. Când te-am cunoscut, am înțeles că tu ești a mea soartă. Azi văd în ochii tăi lacrimă de dor și fericire. Ești icoana dragostei divine. Azi văd în ochii tăi lacrimă de dor și fericire. Numai tu ești icoana dragostei divine. Eu îți șoptesc că te iubesc, trandafir în taină-ți dăruiesc, iubita mea, și pe petale un sărut. Frumoasă, te iubesc atât de mult. Eu îți șoptesc că te iubesc, un trandafir în taină-ți dăruiesc, iubita mea, și pe petale un sărut. Frumoasă, te iubesc atât de mult. Frumoasă, te iubesc atât de mult. Frumoasă, te iubesc atât de mult. Da, Igor Rusu aici alături de noi, de-aia și-am dispărut pentru o perioadă, că am fost să-l aduc pe Igor Rusu. Am înțeles! Bună dimineața! Bună dimineața și bine! Uite, Dana, pentru tine o floricică și îți doresc să fii tot așa tânără și frumoasă mereu și să încânți invitații cu prezența ta luminoasă. Mulțumesc mult! Te-aș îmbrățișa, dar e pandemie. No. Așa, da. Nu avem voie, dar așa, Ion. Mă bucur să te revăd și pe tine, Ion, și ambii sunteți de dimineață. Nu știu cum reușiți voi să fiți așa de fresh. Nu ne culcăm. Voi nu dormiți. Avem același răspuns. Aici, mai bine. Undeva pe centru canapele, pentru că nouă ne place să fii și în centrul atenției și pe centru canapele, așa să te vadă toate femeile, ziceam eu de la început. Ție îți place să cânti despre femeie, despre dragoste? Da, majoritatea cântecilor din repertoriul meu sunt despre dragoste, pentru că dragostea mereu este actuală și... Și asta e de la început de carieră? Cred că da, chiar primul meu cântec care l-am compus eu, Cireșel, dacă vă amintiți, tot este despre dragoste, pentru că asta am trăit eu, asta am pornit în drum așa cu piciorul drept și dragostea totuși este un lucru care trebuie să persiste pe parcursul întregii vieții a unui om,
Pentru că de la dragoste pornește totul. Total de acord. Total de acord, dar ce înseamnă de fapt femeia? Ce este femeia înainte de tot această femeia, în primul și în primul rând, este de fapt izvorul vieții. Deci femeia este o mamă în primul rând. Chiar vreau, dacă îmi permiteți, să-i aduc felicitări mamei mele, care, la sigur, mă privește acolo la Dondușeni, Scăieni, mama Lidia Rusu, care astăzi n-am reușit, vezi, de dragul vostru am rămas la Chișinău și n-am plecat, dar o să plec, cred că mai târziu un pic, și la Dundușeni și să-i spun mamei multă sănătate și mulțumesc că mi-a dat viață și pentru că este mereu cu gândul și cu sufletul alături de mine. Așa. Revenind deci, la ce este o în primul rând este o mamă, în al doilea rând este o bună soție, o prietenă, în al treilea rând este o femeie, este de fapt o ființă gingă și până la urmă. Dar noi ne pierdem cuvintele da, cu vorbe de femei. Când vorbim despre femei, atâtea s-ar putea spune exact. Că vă dați seama, atâtea sute de ani, poeții tot au găsit ce să spună despre femeie. Și că nu e suficient. Și că nu e suficient tot. Deci, asta am zis, că femeia este izvorul vieții. Deci, o femeie trebuie să fie tot timpul gingă și deci ceea ce este și bărbații fără femei, cred că n-ar fi un haos. N-ar fi bărbați. Pentru că asta cred că face diferența. Noi de suntem mai bărbătoși că avem femei alături. Corect. Sună destul de logic. Știi, noi deseori când încercăm să vorbim despre femei, voi într-adevăr vă pierdeți cuvintele sau cel puțin încercați să le găsiți de undeva dintr-un buzunar imaginar. Să încercăm o altă formă a întrebării. Ce nu suporți la o femeie? Ce nu suport? Foarte bună întrebare. Dar să fim atenți ce spune. Nu suport, am mai zis o dată, nu suport când se supără pe bărbați. Deci, asta e menirea noastră. Asta e menirea, nu știu, nu e menirea, așa, este o chestie, cred că de flirt, mai mult ca să... Adevărat. Ca să se facă mai atrăgătoare auzute. Și mai... Ca pe urmă să culeagă de la noi exact. Un pic de... Și aici e paradox, apropo. Că ne acuză pe noi că am fi copii până la 40 de ani, dar supărare e o lucru de copil. Păi asta e o armă, până la urmă, cred că o metodă așa de a-ți atrage sentimentele, știi, mai... Și cardurile. Da, depinde. De ce nu? Depinde de... Într-o căsătorie e de vălmășie, ca să fie clar, cumva să știe toată lumea, nu? Cardul lui e cardul nostru, cardul tău e cardul tău. Păi, cred că asta e și normal, altfel. Așa. Pentru ce mai suntem noi bărbați? Deci nu-ți plac femeile supărăcioase? Nu. Ce altceva nu-ți mai place? Nu știu. Femeile care nu pot găti, de exemplu? Nu știu, acum, nu este o acum avem atâtea posibilități, exact. Atâtea, deci infrastructura și este atât de dezvoltată că poți să te alimentezi de oriunde acum, nu, cred că nu e prioritar acest. Sau înveți singur pe internet acum. Sau de ce nu și bărbatul să gătească, pentru că nu pot să mă laud că gătesc des, dar când încerc, reușesc. Deci câte stele Michelin ai? Da, crede-mă că e șef bucătar în casă. Dar hai să întreb altceva. Ce ai învățat până acum de la femeile din viața ta? Care ar fi lecțiile cele mai importante sau lucruri care ție ți-au plăcut în tot ceea ce ține de caracterul lor? Sincer să vă spun eu din ceea ce am învățat eu de la viață, totuși femeia este stăpâna casei, dacă să vorbim noi așa. Pentru că bărbatul știi cum... Gospodarul cu drumul, gospodina ține casa, știți, dar într-adevăr, o femeie ține un cămin. Deci ea este nucleul familiei. Dacă femeia nu are această tendință de a menține o familie strânsă, unită, cred că un bărbat n-ar putea reuși. Deci femeia este casa pentru mine, să știți. Calitatea vieții unei familii da, este... depinde aproape în totalitate de o pentru femeie. Pentru că o femeie e responsabilă de armonia. Da, în da femeile într-adevăr sunt responsabile. Ele, știu, au grijă de copii, ele au grijă de educația copiilor. Bine, și bărbații trebuie să se implice. Ceea ce o fac și eu, recunosc, dar totuși în mare măsură depinde de femeie. Femeia este deci, nucleul familiei și asta
trebuie să recunosc și apreciez la femei. Ia uite ce frumos. Atât de bine mă simt eu în această dimineață, trebuie să vă recunosc. Între doi bărbați. Da, între doi bărbați și doar vorbiți lucruri frumoase, doar lucruri de bine. De ce nu e o magie? Ne vedem și mâine. Ne vedem și mâine, tot aici. Vin și mâine? Vin, de ce să nu vin? O piesă nouă, apropo, vreau să vorbim și despre noua producție muzicală. Haideți să vorbim despre o piesă care tot am făcut-o cu orchestra Plai Moldovenesc. Este autor, mi-a oferit-o cu câțiva ani în urmă, că la mine așa, melodiile mai se mai plămădesc, mai mult timp durează, de Ion Nicov, care mi-a dat și melodia și textul și un pic a trebuit să mai lucrez la aranjament cu Constantin Rotaru, cu orchestra Plai Moldovenesc, unde activez în prezent și eu sper că a ieșit un cântecel frumos, tot de dragoste, tot pentru... Deci de dragul femeii până la urmă, tot așa, femeia este așa, la mijloc. Exact. Și eu cred că aceste cântece despre femeie sunt nemuritoare. Adevăr grăită gura ta. Noi îți mulțumim tare frumos. O să cânt un cântic, da, și o să-l apreciați și voi. Îl dedic tuturor femeilor. Vreau să-mi felicit soția cu această ocazie. Vreau să-mi felicit fetița mea care este acasă și mă privește și mă susține și pe mine în tot ceea ce fac eu. Este cu pumnii, știi, strânși. Normal. Și toate prietenele mele, colegi de lucru, colegi de scenă, deci toate artistele, că sunt toate frumoase, toate pun efort ca să apară în fața publicului cât mai deosebite. Astăzi le spunem la mulți ani să fiți iubite și să iubiți, bineînțeles, și să ne fiți mereu alături. Așa să fie, vă mulțumim mult, vă invităm în scenă. Apropo, uite ce mi-am dat seama. La început au crezut oamenii că Pământul e centrul Universului și se rotește și Soarele și tot în jurul lui. Da. Păr m-am descoperit că e Soarele. Da, mișcarea de revoluție. Exact, simt că următorul pas e că femeia e în centru și toate celelalte lucruri se rotesc. Ai auzit cumva de dosarele secrete de la Biblioteca Vaticanului? De cred că asta deja există, aici doar mai zic că papa e gen ascuns și... Bun. Asta e. Hai, Igor Rusu, să-l ascultăm, o melodie nouă în premieră aici alături de noi, așa că vă invităm să rămâneți aproape. Câte ori privesc luna printre nori, amintirile mă apasă, bate inima nebună și mă trec fiori de iubirea noastră cea frumoasă. N-am știut să te opresc când ai vrut să pleci, am crezut că o fi mai bine, dar de la o vreme parcă timpul s-a oprit, gândurile mele stoar la tine. Seara e frumoasă, dorul nu mă lasă, tu ești prea departe, ce mă fac? Mă gândesc la tine și mă cert cu mine, eu nici chiar cu mine nu mă împac. Că totu-i trecător și într-o bună zi, primăvara cea frumoasă, cu miros de lăcrămioare ne va întâlni, va intra cu drag la noi în casă. Vom privi întoi la stele, cum noi ne-am promis, până în zori de dimineață, că doar tu știi cum să faci din viața mea un vis, eu din visul tău să fac o viață. Seara e frumoasă, dorul nu mă lasă, tu ești prea departe, ce mă fac? Mă gândesc la tine și mă cert cu mine, eu nici chiar cu mine nu mă împac.
viață. Tu ești prea departe, ce mă fac? Mă gândesc la tine și mă cer cu mine. Eu nici chiar cu mine nu mă-mpac. Toate le plătești. Lume, viața-i trecătoare. Degeaba-ți numere ani dacă nu iubești.